Scrimerii de la Steaua s-au ridicat la cel mai înalt nivel la campionatele naționale pentru seniori în acest an, prima competiție de profil organizată în România după mai bine de un an de pauză. Alimba de la Sabie, Anca Săveanu la Floretă și Ana Maria Popescu la Spadă s-au impus în probele lor, iar în total clubul Steaua și-a trecut în palmares sunt 9 medalii, 3 de aur, 4 de argint și 2 de bronz. La Spadă feminin, Ana Maria Popescu a cucerit medalia de aur după o pauză de 8 ani, la capătul unei finale disputate împotriva colegii de club și lot național, Greta Vereș. Cum te-ai simțit azi? Vie! Fix vie, cred că asta e cel mai potrivit cuvânt, fără să mă gândesc prea mult. M-am întors acasă, m-am întors unde mi-e locul, deși a fost greu, a fost infinit mai greu decât m-aș fi așteptat eu să fie, trebuie să recunosc acest lucru. Mi-am dat seama câte greșeli fac încă, mi-am dat seama cât am de lucrat pe mai departe, dar totuși mă bucur că am fost în stare să mă motivez. Am fost în stare să schimb ritmul când a fost cazul și nu m-am lăsat bătută, ceea ce nu o să fac nici pe mai departe, indiferent că, v-am spus, a devenit un chin, nu mă gândeam niciodată, scrima pentru mine e bucurie pură, dar câteodată știi, ca să te bucuri trebuie să și doară. În perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a venit la timp acest concurs pentru tine? Aveam nevoie pentru că sunt genul de sportiv care nu s-a gândit niciodată să renunțe și cu toate astea, în această perioadă, mă gândeam foarte serios în fiecare dimineață când mergeam la sala de antrenament eu pentru ce muncesc. Pentru că așa suntem obișnuiți, noi sportivii, după o perioadă de antrenament trebuie să verificăm nivelul la care suntem. Acest lucru ne-a lipsit enorm în această perioadă. Deși a pierdut finala, Greta este mulțumită cu ceea ce a realizat la prima încercare din 2021. Cum te-ai simțit la prima competiție după mai bine de un an de zile? Un pic ciudat la început, nu găseam locul, nu găseam ritmul. Dar la tabloul de eliminări deja mi-am revenit și știam ce am de făcut. Sunt mulțumită. Cum ai simțit-o pe Ana în finală? Într-adevăr, e mai bună, pot să spun. Ea este mult mai bună decât mine și mai am multe de învățat până să o înving. Antrenorul celor două finaliste de la Spadă, Mihai Popa, a privit relaxat ultimul act și așteaptă cu încredere cea mai importantă competiție din acest an, Jocurile Olimpice de la Tokyo. Două sportive de la Steaua și-au disputat titlul național. Ce poate fi mai frumos în această finală? Da, adevărat, am pierdut bronzul. Dar asta e, n-avem ce face. De Greti sunt foarte mulțumit. Ana putea mai mult, dar nu merită nici să riscăm să ne paradim acum, că ușor, ușor.